În scopul impunerii unui climat de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, Serviciul Rutier Suceava a desfășurat acțiuni pe linia combaterea excesului de viteză în zilele de 21 și 22 iunie, între orele 8:13, respectiv 15:20. Aparatele radar fiind dispuse în sistem cascadă pe principalele drumuri naționale din județ. Serviciul Rutier Suceava a desfășurat acțiuni pe linia combaterea excesului de viteză, aparatele radar fiind dispuse în sistem cascadă pe principalele drumuri naționale din județ, DN2, DN17, DN2E, DN2H. În cadrul acțiunii au fost constatate 4 infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate 404 sancțiuni contravenționale în valoare de 120.222 lei. Cele mai multe sancțiuni, 262, au fost aplicate pentru depășirea regimului legal de viteză. Pentru abaterile constatate au fost reținute 24 de permise de conducere, din care 14 pentru viteză și 8 pentru depășiri neregulamentare, 2 permise fiind reținute pentru alte abateri. În cadrul acțiunii au fost retrase și 2 certificate de înmatriculare pentru lipsă RCA și lipsă ITP. Un bărbat de 24 de ani a condus autoturismul pe strada Argestru din Vatra Dornei cu viteza de 113 km/h. Un alt tânăr de 24 de ani din municipiul Iași a condus auto pe DN2 în localitatea Oniceni cu viteza de 116 km/h. Un bărbat de 37 de ani a condus auto pe DN2 cu viteza de 143 km/h și a efectuat manevra de depășire neregulamentară a unui alt autoturism.